Misionar, suntem cu Domnul. Misionar, România, India, Africa, Asia și multe alte locuri din lume te așteaptă ca să duci vestea bună a împărăției lui Dumnezeu. Vino cu mine, dragul meu, să asculți întâmplări adevărate din viața misionarilor. Și nu uita, și tu ești chemat să duci vestea bună a mântuirii lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Unchiul Ralph și renul. Timi termină de mâncat cartofii și își așeză cu grijă furculița lângă farfurie. În timp ce restul familiei discuta despre întâmplările de peste zi, el stătea liniștit, dus pe gânduri. De ce nimeni din biserica noastră nu merge în misiune în alte țări? Întrebă el deodată. Toți membrii familiei își întoarseră privirile surprinși spre Timi. Ce vrei să spui, Timi? Îl întrebă tatăl. Păi, toate aceste întâmplări pe care ni le-a povestit mama, spuse el. Ezită o clipă, după care continuă. Ar trebui să fie misionari și din biserica noastră, nu-i așa? Ai dreptate, Timi, îi răspunse tatăl. Dumnezeu așteaptă ca fiecare dintre noi care crede în Iisus să fie un misionar. Unii dintre noi suntem misionari chiar acolo unde locuim. Dar avem rude și prieteni care au plecat în alte țări pentru a fi misionari acolo. Cum ar fi, de exemplu, unchiul Steve cu mătușa Rosa, împreună cu verișorii tăi, menționă mama. Știi că ei sunt misionari în Irlanda. Îți mai amintești de fratele Ron Border, care împreună cu familia sa a petrecut un an de zile în Franța? Nu uita de sora Brenda, vorbi cu glas tare Petru. Ea a fost învățătoarea ta când erai în clasa întâi, Timi, iar acum a plecat în Belize pentru a le preda copiilor de acolo. Ea a fost cea care ne-a trimis întâmplarea despre Petrona și îngerul care a păzit-o. Mai este și Miriam Summers, adăugă Sara, care locuiește la un punct de misiune din Kenya. Bunicul tău, William McGrath, s-ar putea să fie unul dintre cei mai ocupați misionari din biserica noastră, continuă mama zâmbind. El a înființat biserici în Costa Rica, Irlanda și Noul Mexic. A petrecut 2 ani învățând și predicând în Alaska și încă mai călătorește peste tot în Statele Unite ca să predice. Diseară va predica în Oregon și nu trebuie să uităm să ne rugăm pentru el. Timi, diseară vei vedea un misionar real, afirmă tatăl. După cină, ne-am planificat să mergem în vizită la străbunica Alice și îl vei putea întâlni acolo. Cine? Cine-i? Întrebară într-un glas toți cei 4 copii. Părinții le zâmbiră misterios. Așteptați și veți vedea, a fost tot ce le-a răspuns tatăl. O oră mai târziu, când familia intră în casa străbunicii Alice, cu zâmbetul pe buze, un bărbat și o femeie se ridicară de pe canapea ca să-i salute. Petru și Timi rămaseră cu privirea ațintită la cuplul din fața lor. Știu că i-am mai văzut înainte, se gândi Petru. Unchiul Ralph și mătușa Caroline, chicoti Sara fericită. Nu v-am mai văzut de câțiva ani. Da, a trecut mult timp
încuvință mătușa și, apropiindu-se, își sărută nepoata. Cei mai mici nu cred că își mai aduc aminte de noi, iar pe ea nu am mai văzut-o. Ea este Laura? Copii, ea este mătușa mea Caroline și el e unchiul meu Ralph, le explică mama. Așadar, ei sunt și unchii voștri și sunt implicați în lucrarea de misiune din Canada. Laura nu-și mai lua privirea de la aceste rude pe care nu le mai văzuse niciodată. Misionari adevărați ca în întâmplările pe care ni le-a povestit mama. În timp ce membrii familiei se așezară în sufrageria primitoare a străbunicii, ea își găsi un loc în poala mamei. Ralph, ce-ar fi să le povestești acestor copii câteva întâmplări? Sugeră străbunica voioasă. Probabil că voi, băieților, ați dori să auziți despre prăbușirea unui avion, nu-i așa? Zâmbi unchiul Ralph privind la Petru și Timi, care stăteau alături pe băncuța acoperită cu piele a străbunicii. Am petrecut mulți ani ca pilot de joasă înălțime, pilotând avioanele misiunii Northern Light Gospel, continuă el. Indienii Cree obișnuiau să-mi spună într-un mod anume ceea ce însemna omul care zboară. Toate punctele de misiune erau construite pe malurile lacurilor, din inima pădurilor sălbatice, aflate în vestul provinciei Ontario. La cele mai multe dintre ele nu se putea ajunge pe drum, așa că singurul mod în care puteau fi transportați oamenii, alimentele și lucrurile necesare era cu avionul. Obișnuiam să spun, zbor cărând orice, chiar și chiuvete de bucătărie. De câteva ori a fost nevoie să transport cu avionul capre, astfel încât copiii misionarilor să aibă lapte proaspăt de băut. Cum s-au comportat caprele în avion? Întrebă Petru curios. Păi, le-am legat strâns, am stivuit în jurul lor baloturi de paie și astfel au stat chiar mai liniștite decât unii oameni, răspunse unchiul Ralph. Locuiam la punctul de misiune lângă Lacul Roșu și eram aproape de casă când s-a întâmplat nenorocirea. Zburam cu un avion mic, Cessna 180, care avea două rezervoare de combustibil, câte unul pe fiecare aripă. De obicei, când se golea un rezervor, trebuia doar să rotesc un comutator și să declanșez consumarea combustibilului din celălalt rezervor. Dar în acea seară, când am încercat să rotesc comutatorul, motorul dădu rateuri și se opri în timp ce mă aflam încă în aer. Carburatorul nu mai primea aer și nu mai permitea combustibilului să pătrundă în motor. Acum, băieți, vă puteți imagina ce se întâmplă dacă motorul unui avion se oprește când se află în aer? Presupun că ar cădea, răspunse Timmy. Da, avionul mergea într-o singură direcție și aceea era în jos, continuă unchiul Ralph. Cel mai bine era să aterizez pe un lac, dar nu era niciunul prin apropiere. Eram la o altitudine de 457 de metri și coboram cu o viteză foarte mare. Odată,
Un alt pilot de joasă înălțime, foarte experimentat, mi-a dat următorul sfat. Dacă avionul se va prăbuși vreodată și vei fi nevoit să aterizezi în copaci, alege-i pe cei mai groși. M-am gândit la aceste cuvinte atunci când încercam să pilotez avionul care se prăbușea. Undeva la distanță în fața mea se afla o porțiune în care vârfurile unor pini păreau groase și destul de egale ca înălțime. Cu mare grijă am înclinat avionul țintind către acel loc. Avionul aluneca în jos, tot mai jos, până când am fost aproape să ating acei copaci. Doamne, sunt în mâna Ta! M-am rugat rapid și am tras înapoi de manete. Pontoanele avionului începeau să rupă vârfurile copacilor. S-ar putea să mă accidentez? Mă gândeam eu, pe când Cessna cobora trosnind îngrozitor și rupând crengile copacilor. Bum! O elice lovi trunchiul unui copac și se opri. Încet, avionul se răsturnă, proptindu-se de crengile copacilor, cu vârful unui ponton atingând pământul. Apoi, totul se liniști. Mă aflam încă pe scaunul meu, prins cu centura de siguranță, și eram teafăr. Nici măcar o scârietură. Mi-am plecat capul într-o rugăciune de mulțumire. Apoi, desfăcându-mi centura de siguranță, m-am cățărat afară, pe ușă, și am coborât pe ponton. De acolo am putut sări pe pământ. Era deja ora 6:30 seara, iar noi, de obicei, nu zburam după lăsarea întunericului. Știam că trebuia să aștept până dimineață pentru a fi salvat. Am adunat lemne uscate și am făcut un foc pentru a pregăti ceva de mâncare din proviziile care se aflau în trusa necesară situațiilor de urgență. Întunericul se lăsa în timp ce stăteam lângă acel foc de tabără, iar eu mă simțeam foarte mic și singur în acea pădure sălbatică. Deodată am auzit un zgomot care mi-a captat atenția. Un animal uriaș mergea printre copaci. După zgomote, mi-am dat seama că era un ren care se plimba prin apropiere. Era septembrie, sezonul de împerechiere pentru reni, și un ren în această perioadă a anului poate fi periculos. Orice ren își păzește cu gelozie teritoriul împotriva intrușilor, așa că nici eu nu mă puteam aștepta să fiu cruțat. Un ren poate cântări și 550 de kilograme. Chiar și indienii stăteau departe de ei în luna septembrie. Repede, stingând focul, mi-am făcut vânt înapoi pe pontonul avionului. După ce m-am suit în avion, mi-am desfăcut sacul de dormit atât cât am putut și mă pregăteam să petrec noaptea acolo sus. De jos se auzea mugetul amenințător al renului. Mă urcasem chiar la timp pentru a scăpa cu viață. Furios, renul își dădu capul pe spate și mugi ca un taur. M-au trecut toți fiorii. Îmi pare rău, prietene. N-am vrut să mă prăbușesc pe teritoriul tău, mi-am zis în sinea mea. O parte din noapte
renul a tropăit într-una, încoace și încolo pe sub avion, ca și cum aștepta să cobor. Aproape la fiecare jumătate de oră mugea teribil. Se făcuse miezul nopții când, în final, renunță și dispăru în depărtare, lăsându-mă să dorm puțin. Ce s-a întâmplat după aceea? Cum ai ajuns acasă? Întrebă Petru mirat. Dimineața, continuă unchiul Ralph, am coborât din avion cu un topor, o busolă și câteva chibrituri. Folosind busola, am început să merg spre nord, spre cel mai apropiat lac. Cu toporul făceam crestături în copacii pe lângă care treceam, ca să marchez traseul înapoi spre locul unde avionul atârna în copaci. Erau doar 2 kilometri până la lac, dar pădurea aceea era așa de deasă încât am străbătut-o în 3 ore. Însă pe drum am găsit afine și am mâncat. Am fost foarte mulțumitor că nu m-am întâlnit cu dușmanul meu, renul. Când am ajuns pe malul lacului, am aprins un foc mare care făcea mult fum. În scurt timp, un avion de salvare a detectat din zbor semnalul meu și m-a transportat în siguranță până acasă. Mai târziu, am reușit să ne întoarcem la avionul meu, pe care l-am târât lângă lac, unde l-am reparat. După aceea, am putut zbura din nou cu el. Copiii se uitau lung la unchiul Ralph, plin de respect. Ce aventură! Ce alte întâmplări ne-ar mai putea povesti acest om? Câți ani ați petrecut la misiunea Northern Light Gospel? Întrebă Sara. 31 de ani, răspunse robustul misionar. Am fost pilot în aproape toți acești ani, iar din 1982 am fost ordinat ca slujitor al Evangheliei. L-ați cunoscut pe Alvin Fry? Întrebă Petru. Mama ne-a povestit câteva întâmplări despre el. Da, chiar am lucrat împreună cu Alvin, răspunse unchiul Ralph. Atunci când s-a ars, mătușa Caroline a fost asistenta care l-a îngrijit în timpul zborului de la Lacul Roșu la spitalul din oraș. Amândoi am făcut acea călătorie când l-am dus la Winnipeg. Nu v-a povestit mama și despre tractorul lui care a căzut în apă? Ba da, ne-a povestit, încuvințară copiii. Nu numai odată i-a cruțat Dumnezeu viața? Și mie la fel, spuse solemn unchiul Ralph. Viața unui misionar implică pericole, încercări și multă muncă asiduă. Nu știu ce a plănuit Dumnezeu pentru voi, copii, dar dacă îl urmați unde vă călăuzește el, întotdeauna vă veți bucura de acest lucru. Nu există niciun loc mai bun în care să fii decât în locul în care Domnul te cheamă. Unchiul Ralph din această întâmplare este Ralph Hartman din orașul Ear Falls din Ontario. La momentul scrierii acestei întâmplări, el era misionar printre indienii Cree, unde a slujit timp de 32 de ani. Ralph este unchiul autorului. Misionar, suntem cu Domnul, misionar pe acest pământ. Ați ascultat capitolul 29 din cartea Întâmplări din viața misionarilor de Mildred Martin. Ei au slujit lui Dumnezeu în generația lor.
și ne-au lăsat o pildă, pentru ca și noi să-L vestim pe Domnul Iisus Hristos, începând cu strada noastră și până la marginile pământului. Iisus!